Viața pe muntele Athos înseamnă post, înseamnă rugăciune, înseamnă smerenie. Fiecare chilie are propria biserică în care se țin slujbe de 3 ori pe zi. În biserici nu este permisă lumina artificială, iar slujbele se țin la lumina lumânărilor. La chilia Buna Vestire se află singurul atelier de croitorie de pe muntele Athos, unde se fac veșminte preoțești brodate. Suntem în continuare pe Athos, la mănăstirea Iviru. Ctitorul acestei mănăstiri a fost Ioan Iviritul, prieten al Sfântului Atanasie cel Mare. În paraclisul de la poartă se află icoana Maicii Domnului Făcătoare de Minuni, numită Portărita, care a venit pe mare de la Bizant. O femeie credincioasă, pe timpul prigoanei icoanelor, a ascuns această icoană în casă, dar soldații au aflat. Atunci aceasta le-a dat bani mulți să-i dea un răgaz până a doua zi. În noaptea aceea, pe ascuns, femeia a scos icoana din casă și s-a dus cu ea la malul mării, unde i-a spus: Maica Domnului, eu nu mai pot să te apăr. Și a pus-o pe apă, iar icoana a venit dreaptă pe apă până la muntele Athos. Călugării de la Iviron au văzut-o și au încercat să o scoată din apă, dar nu au reușit. Cel care a scos-o din mare a fost monahul Gavril, care era de fapt fiul femeii din Constantinopol. Apoi nu puteau introduce icoana în biserică, nu au putut-o urni de la poarta mănăstirii și le era frică să nu vină să o ia cineva. În momentul acela s-a auzit glas din icoană: Nu voi mă apărați pe mine, eu vă apăr pe voi. Apoi au putut-o muta. S-a prorocit că la sfârșitul lumii această icoană va pleca pe mare așa cum a venit. Partea de vest a schitului Lacu, între chiliile Sfântului Antonie și intrarea Maicii Domnului în biserică, se află chilia Izvorul Tămăduirii. Chilia Izvorul Tămăduirii a fost ctitorită pe la jumătatea secolului al XIX-lea de către ieromonahul Arsenie, înscris în monahologiul mănăstirii Sfântul Pavel în anul 1860. Părinte, spuneți-mi, vă rog frumos, cum ați ajuns aici pe Athos? Când a început călătoria dumneavoastră și când ați cuprins cu adevărat calea lui Dumnezeu? Bine, calea lui Dumnezeu a fost mai de mic, să spun așa. De mic m-am crescut în biserică, așa, de copii mici eram acolo la noi în sat, la biserică, cu preotul, cu și după aia de acolo din sat, la Sestria, Neamță. Acolo m-a avut ca așa primul duhovnic din mănăstire de acolo și după aia acolo am intrat în mănăstire. Am stat 4 ani acolo, da. În ascultare, în Sestria, și după aia am venit în Athos. Dar cum a fost, cum s-a produs această chemare în Athos? Mulți călugări pe care am întrebat mi-au spus că a fost un har, un foc, ceva foarte puternic ce au simțit și după au venit în coa. Bine, acum depinde de fiecare. Dumnezeu lucrează la fiecare în parte diferit. Corect. Nu la toți la fel. Dar eu am vrut, când am la Sestria, am vrut ceva mai mult, zic, viață duhovnicească și așa, ceva mai mult. Și acolo era, nu nicio problemă, dar am vrut ceva mai mult. Cum vă simțiți dumneavoastră atunci când vă dați seama că fratele este preotul, stareț, și dumneavoastră sunteți în ascultarea lui? Cum să fie? Adică eu, așa, e foarte simplu. Dacă pe el vezi ca stareț, atunci adică eu trebuie să mă lupă, el e starețul. Și nu trebuie să mă pun eu, stai că dacă e frate meu, o să fie mai ușor. Nu, adică duhovnicești, dacă gândul meu, băi, el e stare, tu gata, adică e foarte simplu. Deci spun gândul ăsta, băi, el e stare, tu fac ascultare. Dar cu cei de acasă, țineți legătura? Da, da. Vedeți, ați mai fost în România? Da, probleme, când spui cu sănătatea, noi zic, majoritatea, mergem în România, e mai ușor, dar mai ai oameni care te ajută și e mult mai ușor. Da, aici de câți ani sunteți? De prin 2006-2007, nu mai știu. Cum a fost primul Paște petrecut aici? Prima dată, eu zic că cel mai, ca din eu ce am trăit așa, e singurătatea. Adică, nu singurătatea, înstrăinarea. Înstrăinarea, că am simțit că când citeam la Sfinții Părinți că din străinare, că e greu, că e așa, dacă nu o trăiești pe cont propriu, pe pielea ta exact, atunci e altfel. Deci e diferență mare.
Asta, adică lupta mea cea mai mare este că asta a fost. Și bine, am avut Părinte Iulian duhovnic care a ajutat foarte mult la să depășesc, mai ales și până cred că te acomodezi un an, doi, după aia vine de la sine normal, adică te acomodezi cu locul de aici, cu asprimea locului, eu știu, și atunci e mai ușor după ce te acomodezi. Acum ați reușit să reconstruiți înapoi, pentru că de altfel toată chilia arată extraordinar de frumos, extraordinar de curat în primul rând. Foarte simplu, adică eu am lucrurile foarte simplu. Când e de la Dumnezeu, așa, eu am în viață, când e de la Dumnezeu, e foarte simplu. Vin toate de la sine. Adică nu ne-am gândit, adică să stăm, să socotim, cum facem, cum... Adică lucrurile au decurs de la sine. Și oamenii, și lucrările care s-au făcut și după aia și tot timpul, tot cu oamenii, că nu pot singur. Zici, fac eu singur, nu ai cum. Tot cu ajutorul oamenilor, știi, să faci orice. Da, că altfel nu ai cum. Nu ai cum să zici că fac eu, de unde ce faci, tot cu ajutorul Dumnezeu, lucrează Dumnezeu și eu zic că îți trimite Dumnezeu în momentele alea oamenii potriviți pentru momentul ăla, ca să poți să mergi înainte. Că nu poți, clar, cu ajutorul Dumnezeu și mai și Domnul care vine ajutor și Dumnezeu lucrează prin oameni. Tot prin oameni lucrează care ți-i trimite ca să te ajute în momentele astea. Și trebuie să faci cu ascultare, trebuie să faci, adică e și programul de rugăciune și slujbe și toți trebuie să faci ascultare, trebuie să faci ceva, nu poți să stai, să nu faci nimic. Dar care este programul vostru într-o zi, dacă puteți să-mi spuneți, bineînțeles? Păi da, dimineața facem de la 5, facem o trenia, când e și liturghie, când avem preot sau vine cineva, de la 5 la 8. Dacă avem preot, dacă nu, de la 5 la 7. După aia, la odihnă, după 9:30, noi ieșim la ascultare, care la bucătărie, care dacă mă vin musafiri sau la grădină, depinde ce avem de făcut. Fiecare care, că știm fiecare ce avem de făcut. Și de la 1 avem masa și după aia la 5 vecernia. De la 3 iar ne retragem. 2, 3, depinde și lucruri sunt de făcut, știi, depinde dacă n-am, trebuie să mai stai jumătate de oră, să termin lucruri, trebuie să stai. Și la 5 vecernie, la 5, la 6, 6 și un sfert, 6 jumate. Și după aia, dacă ești ceva de făcut bine, dacă nu, la chilii sau fiecare, mai citești, se roagă, depinde, că nu-i tot timpul după slujbă, poate vine cineva, trebuie să stai de vorbă sau nu-i, dar așa, mare asta e programul. Părinte, cum ați reușit să construiți chiliile astea în condiții atât de grele, mai ales din câte știu eu, că acum câțiva ani în urmă au fost niște alunecări de teren și au cam șters aceste alunecări multe pe acest loc. Puține au rămas. Da, și lucrurile astea care s-au făcut, deci am făcut-o cu ajutorul oamenilor, că nu ai cum să faci singur, de la prieteni, oameni care ne-au ajutat, că nu, singur nu ai cum, sau nu ai dar cum oameni, să faci. În mod special cineva? Da, deci așa, eu din punctul meu de vedere, așa, cea mai mare tictura noastră și zic și a Sfântului Munte, așa, cred că nu greșesc că zic treaba asta, e Domnul Lizice Becali, care el a ajutat foarte mult, adică românii din Atos și pe noi foarte mult. Eu zic, dacă nu era el, poate se făcea sau mult mai greu. E una când te ajută omul cu mare, cu dare de mână și o putere așa financiară mai mare și după aia și bine credincioși din România, care prieteni și toți care au ajutat, unul mai mult, unul mai puțin, dar toți au ajutat. Agățată de stânci, asemenea unui cuib de vulturi, chilia Sfântul Artemie are o mică obște adunată în jurul monahului Dosoftei Vlad, fratele părintelui Pimen. Vechea chilie, din care a mai rămas o parte din ziduri, a fost refăcută cu multă osteneală, către sfârșitul anilor 90.
Deci această chirie a fost pustie, cred că 30-40 de ani, pentru că aici în biserică, când am ajuns prima dată, era crescut un copac gros așa, de 30 cm, care l-am tăiat cu drujba. Adică acoperișul era stricat, rămas zidurile și fiindcă biserica era acoperită cu iederă și cu copaci care au crescut așa, nu se vedea din nicăieri, nu știam că există chilie. În anul 1994 noi am pus o cruce, 6 părinți din schit, am pus o cruce care se vede, dacă, da, când, pe deal, care se vede pe deal. Când am pus crucea, am văzut că există o chirie aici. Și prima dată a urcat Părintele Epimen aici, pe coate și genunchi, așa, prin tufișurile aia, că nu era cărare atunci deschisă, și am descoperit chiria asta. Și chiria asta a fost luată de la mănăstire în 98 de Părintele Epimen. După aia, 98 până în ianuarie și cu ajutorul Maicii Domnului și Sfântul Artemie până în toamnă am reușit să facem corpul ăsta de chilii și bucătăria și bisericuța asta. Și în toamnă ne-am putut să ne mutăm aici, în 98 toamnă. După aceea s-au construit și celelalte. Da. La început, orice început este greu, știți? Dar cu ajutorul Maicii Domnului și cu ajutorul românilor, care atunci veneau puțini, acum vin foarte mulți. Dar știu că dumneavoastră sunteți printre primii români, printre primii călugări care au venit aici, acum 30 și ceva de ani. Da, primul este Părinte Rafael, el a venit în 83, prin perioada comunistă. Eu am venit în 91, când am prins aici doi părinți din generația veche, doi pătrâni, Părinte Ignatie, care a murit în 92, la chiria Sfântul Gheorghe, care e mai sus aici în schid, și Părinte Neofit, care el s-a rupt un picior și a fost luat la mănăstire, la Sfântul Pavel, care a murit în 96, cei doi pătrâni. Și mai era Părinte Serapion, Simeon, care a murit acum recent, anul trecut, la Sestria. El era singurul preot care era aici. Și așa s-a început. După aia părintele a plecat, după un an de zile, 91, și s-a început renovarea schitului. În 92 a venit și Părintele Ștefan și s-a pornit de la o chilie, de la chiria unui părinte Isidor acum. Toți au stat acolo și tot au luat câte o chilie și au renovat. Părintele Ștefan a luat Buna Vestire, după aia, noi când am descoperit-o asta, mai târziu, în 98, am luat chiria asta, Sfânt Artemie, a luat-o Părinte Pimen și împreună am făcut aici. S-a ajutat Maica Domnului și s-a renovat, adică de la zero, să zicem așa, pentru că am stricat tot ce era. Da, părinte, dar este incredibil. Cât de greu a fost să cărați acești saci, să cărați acele cărămizi? Da, deci aici, când ești tânăr, atunci eram tineri. Când ești tine, ai altă râvnă. Acum, la o vârstă, nu mai e râvna aia, știi? Adică, în cele materiale, să cari, să faci, să... Nu mai... La tinerețe, toți avem râvnă, dar, facem... Totuși, știu că ați fost realist, pentru că mi-au povestit istorioare în care dumneavoastră spuneați cum că ați cărat nisip de jos în saci și la final după o zi întreagă de muncă vedeați doar așa o grămadă, o mică grămăjoară de nisip și spuneați că uite, am făcut nu știu câte zeci de drumuri, dar am adus doar atât de puțin. Și nu v-ați pierdut încrederea, nu v-ați pierdut puterea, ați mers tot mai departe. Este incredibil. Da, deci s-au cărat cărămizele, s-au cărat și cu rupsacul. Bine, am cărat și, am avut materiale când am cărat și cu catârii în românește, în mulare, în grecește, s-au cătărat și materiale. Au fost perioade când s-au cărat, care nu se puteau, de exemplu, lemnul, scândurile lungi, toate se cărau la spate. Când dumneavoastră s-a dus tot tirul ăla din România, toate materialele s-au cărat cu spatele. Că am făcut un arfundaric în spate, tot un tir adus din România cu toate materialele, s-au cărat de la garaj, de la în fața Chiriacolului, de acolo, toate s-au cărat pe cărare. Da, cu ajutorul frății ortodoxe care ne-a ajutat, muncitori și noi ceilalți. Păi asta e culmea, că au trecut atâția ani de când ați venit dumneavoastră și de atunci până acum practic nu s-a schimbat nimic. Da, se aduc materiale sau ceva de genul, dar până aici, tot pe spate. Da. Deci, acum, na, vezi că acum
După o perioadă am luat și noi doi catări și un cal avem acum, care ne mai ajută la cărat, așa. Că și acum, unele materiale nu pot căra. De exemplu, sunt ceva mai lungi, niște bare de fier mai lungi sau niște scânduri mai lungi. Pentru că cărarea nu merge drept, merge în curpe, nu poți să care cu ei. E care așa, ce poți să pui pe ei. Dacă materiale mai lungi, trebuie să le alungi. Da, da. Ați fost, din câte știu la fel din istoriile pe care le-am auzit, ați fost destul de ispitit. Atunci când ați venit aici nu era absolut nimic și ați dormit în cort. Chiar dacă era ploaie, chiar dacă era frig. Părintei Pimi n-a dormit cu un părinte în cort. Eu n-am dormit în cort. Eu dormeam la altă chilie, cum mai pictam, și veneam ziua aici până am făcut. Dar Părintei Pimi, el fiind mai rămânitor, dormite ei dormeam în cort aici. Pentru că, na, chilia era în dărâmatul, care era așa, el dormit în cort. Și după aia, după ce am terminat în toamnă, adică, na, vara era cald, știi, a fost perioada aia din ianuarie până s-a încălzit mai rece, dar vara puteai să dormi oriunde, știți, adică să nu s-a dormit și a fost cald. Din câte știu dumneavoastră, ați avut, nu știu să spun cum este corect, onoarea, șansa să-l cunoașteți pe Părintele Paise. Da. Pe Sfântul, deci, Părinte Paise. Sfântul Paise Aghioritu. Am fost la el în 92 cu Părintele Ștefan și chiar atunci aveam o îndoială așa, pentru că, na, era, cum să zic, viața față de aspre, aici nu era nicio mașină, totul scăra cu spatele. O dată pe an închiream o mașină și luam alimente toamna pentru iarnă. Eu mai mergeam la cărea pe jos, mai mergeam pe un rozac de alimente, așa era la început, așa a fost începutul. Și atunci aveam o perioadă când a început să mă doară stomacul și mă gândeam, poate nu rezist în locul ăsta. Și m-am dus la cuviosul Paisie Aghioritu să-l întreb, adică să am o credințare de la un cu viață sfântă, să rămân în Athos sau nu. Aveam un an de Athos, era 92, după un an de Athos. Atunci când m-am dus la cuviosul Paisie, se uita așa, el vedea mai mult decât vedem noi, se uita în ochii tăi așa și te asculta. L-a ascultat ce i-am spus și el mi-a spus toate bolile lui. El era foarte bolnav în 92. În 94 a trecut la domn, avea calce la colon, avea un plămân scos. Mi-a povestit toate bolile lui, adică eu nu aveam nimic față de el, decât mă durea puțin stomacul, știți? Adică asta era singura, mă gândeam că nu rezist în Athos. Na, atunci era și mai sărăcie și alimentația mai slabă. Nu erau ca acum, să ai toate condițiile, știți? Și adică mi-a spus toate suferințele lui ca să dă seama că eu n-am nimic față de el, știți, adică și îl rab de aici, știți. Și atunci am înțeles și mi-a zis să rămân, adică, da, am avut o... Da, adică nu n-o zici, du-te în țară, ieși până la, să rămân. Atunci gata, a dispărut gândul ăsta. Era un gând ideal, să mă întorc, da, când venisem de la Sietia Neamț, acolo erau alte condiții, știți. Aici, na, un schit părăsit care e de la zero, știți, adică trebuie să faci, să-ți faci niște condiții să poți viețui. Și atunci a zis să rămân. Și atunci, gata, am avut încredințare de la Maica Domnului, prin el, gata, asta e voia lui Dumnezeu, adică nu e... Și chiar la plecare mi-a dat câte un borcan mare, așa, de mierii de albini, ca binecuvântare. Și, da, deci el era un sfânt, adică simțeai că în privirea lui, chiar pe la părintele Gheronte am mai văzut privirea lui Gheorghe Paisie Gheronte, care a murit la Tismana, adică privirea lui, ochii lui, pătrunzători care văd mai mult decât vedem noi, știți? Adică... Dar asta înseamnă că e dovada vie că există sfinți și în ziua de azi, pentru că mulți se îndoiesc și spun că au existat sfinți în trecut sau poate nu cred, dar asta este dovada vie că există sfinți și în ziua de azi. Da, există sfinți care trăiesc printre noi și, da, Dumnezeu îi sfințește. Adică vedem după moarte. Bine, cuviosul Paisie Aghioritu era recunoscut ca sfânt și din viață, știți? Adică așa avea multe... De-a și la canonizare, el canoniza și mai repede, dar fiindcă avea un frate care era în viață și nu...
în canoanele bisericii, dacă ai o rudă apropiată, nu te poate canoniza. Fratele meu e sfânt. Deja intră într-o mândrie, știți? Da. Și atunci, după când, în momentul când a murit fratele lui, l-a și canonizat. Deci a respectat niște reguli care, na, noi zicem, de ce nu-l canonizează? Sunt niște reguli pentru canonizare, știți? El avea toate în condiții, dar în momentul cât a murit fratele lui, l-a și canonizat. Adică a așteptat să fie totul canonic. Ați cunoscut vreo minune pe care a făcut-o el, pe care ați trăit-o sau de care ați auzit și a fost aproape de dumneavoastră? Minunea a fost că în momentul când am fost la el, deci a dispărut toată îndoiala. Asta a fost o stare pe pielea noastră. Da, adică a fost o stare de har, așa să zicem, pe o perioadă de câteva luni. Adică binecuvântarea lui a dispărut toată îndoiala, toată aia, știți, adică când ai luat binecuvântare de la un sfânt, dispare, adică îți trimite ceva din harul lui și ție. Știți, adică și în momentul ăsta și se roagă pentru tine. Ceodată ai fost la el, te pomenește și am simțit o perioadă așa, binecuvântarea lui, pe o perioadă de timp. Adică te-ai întărit duhovnicești. Ai primit așa, că vezi că când ai o îndoială, slăbești duhovnicești. Nu știi ce să fac, să mă întorc, să nu mă întorc, știi? Dacă când primești o binecuvântare unui sfânt, știi că asta e voia lui Dumnezeu. Dacă asta e voia lui Dumnezeu, gata, a dispărut tot. Toată îndoiala, toată boala, se zice așa, că nu era o boală gravă, dar na, vezi că omul e sensibil la boală. Când are durere, caută să scape de ea. Cum era Sfântul Părinte ca și om? Cum l-ați văzut? Cum l-ați reținut? Deci el avea o dragoste față de toți. Nu făcea deosebire, să știți, un sfânt nu face deosebire față de că e străin. Da, noi eram străini, adică eram căluguri, dar nu eram din neamul lor, adică greci sau... Dar el nu făcea. Primea cu toți cu dragoste, cu aceeași dragoste primea pe toți și toată ziua, l-am fost eu 92, deci al mai trăit 2 ani după aia, era foarte bolnav. Stau toată ziua de vorbă cu oamenii, adică veneau, tăteai la rând, la poartă. Ieșea, unii intrau, unii ieșeau. La poartă avea pus așa un furtun în care venea cu apă să bea o can de apă, o cutie de tablă cu lucum, rahat în românește, care să ții un dulce de acolo să bea un pahar cu apă și așteptai. Când era grup, intra tot grupul. Când era așa, intrau fiecare să vorbea separat. Și ăsta era toată ziua și avea un loc de scaune, avea niște puturugi așa de lemn, ca să formă de scaune, pusă pe rânduri așa, oamenii stăteau pe ele și avea unul mai încoace în față, unde stătea de vorbă. Foarte și el era tâmplar de meserie. Dar a stat într-o simplitate ca de pateric. Adică n-a schimbat nimic. Decât acoperișul unde ploua, tot așa avea străni ca noastre vechi, de 100 și ceva de ani, adică nu le-a schimbat. Așa, a lăsat tot așa să fie simplitatea monahală, știți? Adică să modernizeze, poți să schimbă geamul. Da, schimbat ceva la acoperiș, nu ploaie, așa, dar a lăsat o simplitate de pateric, care tot, că am intrat în biserică, am intrat așa pe hol acolo, când am stat de vorbă, am stat de vorbă afară, dar apoi am fost închinat în biserică, într-o dată i-a dat el miere acolo, avea ca un hol așa în fața bisericii, acolo mai avea un... ce mai aducea oameni, așa, el împărtea tot. Împărtea... El nu primea bani la pomenici, dar oamenii mai trimiteau așa, știi? Și toți banii care îi primea, dădea la studenți, știți? Adică, pentru că știa, studenții au nevoie. Știi, tot ce primea, că oamenii vrea să-i dăie, pentru că l-aveau la evlavie și trimiteau așa, mai ascundeau bani pe neva și pe el să-i găsească și tot ce primea dădea la studenți. Care veneau studenți, dădea banii așa. Și chiar nu ne-a dat merii de albine, știți, adică tot ca o binecuvântare. Știți, adică tot primită, dar na, că o adus alții și ne-a dat ca mânghieri, știi, pentru... Părinte, cu ce învățătură ați plecat de la Sfântul Părinte? Păi învățătura a fost asta, pentru că să rapsi în boală, deci îl răbda, deci putea foarte simplu să zic că bolnav, nu mai vorbesc la lume,
El așa ținea mâna, avea iernie la burtă, ținea cu mâna iernie, așa, era foarte bolnav și tătea toată ziua și vorbea cu oameni, dea sfaturi. Pentru că sfaturile lui erau voia lui Dumnezeu, adică când mergeai la el, știai că asta e voia lui Dumnezeu, fără nicio îndoială, că era harul Dumnezeu. Și atunci oamenii îl căutau din toate părțile. Da. Și el stătea și vorbea cu oameni și noaptea se ruga. Deci făcea o nevoință în boală. Asta suntem noi, suntem foarte puțini care sunt bolnav, nu ies la oameni, nu vorbesc, sunt bolnav, am un motiv întemeiat. Dar el bolnav fiind, pentru că el a cerut de la Dumnezeu să-i dea cancer la tinereți. Și Dumnezeu nu i-a dat, nu i-a dat la tinereți, pentru că a fost de folos lumii. Pentru că dacă îi dau la tinerețe și murea, nu numai... Ajungea un sfânt necunoscut. Dar Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea, dar i-l-a dat la bătrâneți. L-ai cerut, dar Dumnezeu l-a dat când... Știi că el a murit, până la urmă a murit de cancer, de colon. Știți, în mormântarea surotii, că acolo e mănăstirea lui, din Maici. Chiar când a stat la spital, toate surorile care acolo, care aveau grijă lor, majoritatea s-au dus în mănătiri. Le-a povățit el, când nu erau căsătoriți, și-au făcut o mănătire de mai, știi, adică povățit de el. Și da, acolo a fost mănătirea lui de suflet și acolo e mormântat, știți. Că Sfântul Porfirie a stat toată viața la Atena, că a stat când la tinerețe aici și a venit să moară aici, dar a vrut, a lăsat legământ ca să nu fie dezgropat, să strice liniște la capsul Calibia. Noi am fost acolo cu toți părinții de aici, când era Părintea Arsenie aici, să ne închinăm la chiria Sfântul Gheorghe. Și era un părinte acolo, zice, nu avem voie să o scot. Ei l-au dezgropat, l-au pus în altar și i-a lăsat cu legământ cuiosul Sfântul Porfirie să nu-l scoată la închinare. Pentru că strică liniștea acolo. Cuiosul Paisia, toată viața în Atos, a fost înmormântat la surătii și poate să închine toată lumea. La el a fost invers. O stat toată viața la Atena, o stat la tinerețe aici, pe aia s-a îmbolnăvit, s-a dus la Atena și aici are moaștri, dar a lăsat să nu le scoată la închinare. Le scoate la închinare, toată lumea aia la capuscalia să le închină. Și atunci strică liniștea. Și atunci a zis părinte, deci e o bătaie dacă noi nu le ispiteam să le scoată cumva, sau să ne lasă să intrăm în altar, să ne închinăm, când acolo aveam la Evlavi citit în cărțile lui. El a venit în aceeași dată cu mine în Atos. Eu am venit în septembrie 91 și cu Iosif Paisie, dar nu știam. Tot atunci a venit și a murit pe 2 decembrie, odată când a murit și Pendiclopa, numai că nu în același an. A murit aici, a stat 3 luni de zile aici și a murit în Atos. Știi, el a vrut să fie aici în Atos. Și n-aș cuvânt pe aici Ghioritul și a fost vai Domnului. Unul să fie în Atos, unul să fie pentru închinare la toți care vin ca să ducă la surătie, să pot închina la mormântul lui, acolo, știți, că nu-i program. Deci, da, un mare sfânt care l-am cunoscut în viață. Și mult s-a povățit, multă lume. Ați fost binecuvântat pentru asta. Da, da, o singură dată, dacă ai fost la el, a luat o binecuvântare din viață. Bine, el te binecuvântează și are putere mai multe și după moarte, știi, că sfinții, dacă te rogi la ei au putere mai multe din cer decât de pământ, știți, că atunci au harul de săvârșit. Aici, da. Aici e și trupul, vezi că ești bolnav, așa, te mai încurcă, dar acolo, dacă îi chemăm rugăciune, întotdeauna. Părinte, dacă tot ați venit pentru un sfat la Sfântul Părinte Paisie, pentru că erați bolnav în acel moment, ați avut și probleme cu stomacul, ce ați mâncat în toată perioada aia? Cât de greu a fost? Nu că n-am mâncat, de mâncare mâncam, nu aveai o mâncare proaspătă, ca zici, din România. Să ai o mâncare proaspătă, ce puneai în grădină și ce mai dacă mai cumpărai de la careie. Deci nu aveai. În România, în mănătirile, nu. Au vaci, au oi, au brânzeturi, au ouă proaspete, ai alte condiții. Aici, nu. Puneai ce mâncai natural, puneai în grădină. Făceai o grădină, ce pui în grădină și ce cumpărai de la careie la început. Da, acum s-au schimbat lucrurile. Acum se aduce mult din România alimente. România aduc de toate acum, slavă Domnului. Adică dacă și vin mulți români, atunci veneau foarte puțin, când nu spunea viza. Și era foarte greu de venit.
chiar eu, e foarte greu, că nu spunea viza de la București, mie nu mi-a pus viza la București, am pus din Ierusalim viza și nu spunea de amonitiri pentru călugări, atunci trebuia să intra foarte greu în Atos, așa erau condițiile, acum s-a schimbat, se intre ușor, da, da, când au fost râvna asta pentru Maica Domnului și așa, Maica Domnului te ajuta ca să ajungi în grădina ei, cu toate restricțiile astea, știți, adică 10 ani nu puteai să ieși din Atos, că dacă ieșai nu mai puteai intra înapoi, plecai în România, spunea viza neagră. Wow. Da. Și atunci, 10 ani n-am plecat de aici, nici eu, nici pe de pe 10 ani ați dat. Da, după 10 ani, când s-a dat un drept de lucru, s-a dat în toată Europa în 2001, adică eu de la mine după 10 ani, la pentru piment după 8 ani, știți, adică s-a dat un drept de lucru și atunci puteai pleca în România, că altfel nu mai puteai veni, puteai pleca, dar nu mai puteai veni înapoi. Știți, adică au niște reguli mai severe pentru străini, adică pentru români, pentru... Adică pentru românii, în primul rând, că se cerea vize, da, așa erau regulile păi politice. Păi, că suntem tot acum în postul Paștelui. Spuneți-ne, vă rog frumos, câte ceva despre Săptămâna Patimilor. Omul de rând, cum trebuie să întâlnească această săptămână? Cum trebuie să o petreacă? Deci, cel mai bine să țină un pic de post, cât poate. Până la amiază, măcar, să iei un pic de post, așa, adică fiecare cât poate. Dacă poate ține mai mult, ține mai mult până la 3, până seara, dacă poate. Acum depinde de sănătatea omului și ce lucrează. Deci asta, adică după râvna lui. Mai 3 ori dacă le-am ținut. Dacă mâncam la 7, mănânc la 9. Sau dacă mâncam la 9, mănânc la 12. Adică un pic de înfrânare să ții pentru așa. Și seara, dacă se poate, să meargă la deni, să fac deni seara și la biserică de mir. Adică să meargă la o rugăciune. Când mergi la o deni, atunci vezi ce se întâmplă. Asculți Evanghelia, asculți așa, să fac denii din Săptămâna Patimilor. Și bine, na, ziua lucrezi, dar seara să te duci o oră, două și la rugăciune, ca să intri în toată rânduiala asta a Săptămânii Patimilor, adică... Că, na, e... După Săptămâna Patimilor vine Bucuria Învierii, știți, ca să ai cu să fie bucuria mai mare. Da, este asta cea mai mare sărbătoare a creștinilor ortodoxi? Da, e cea mai mare. Învierea e cea mai mare sărbătoare. E cea mai... mare bucurie duomnicească. Asta la toți. Vezi, când te duci la înviere, nu poți să fii trist. Asta e bucuria care îi vine din interior. Și mai ales dacă ai făcut și tu ceva în postul ăsta, ai ținut, ai făcut o rugăciune, te-ai spovedit, te-ai împărtășit. Na, ai după puterea ta încercat să faci fapte bune. Cu atâta bucuria să mărești că primești har mai mult, că te ostenești tu în post. Ții postul, să te înfrânești de la păcate, de la mâncare, de la, știți, pentru că ești pentru sănătatea trupului și a sufletului, știți, adică ține un post din ăsta așa, cu legume, cu fructe, cu ce-a lăsat Dumnezeu, adică toate lăsăm mâncările grase, știi, adică carne, aici carne și așa nu se mănâncă, știi, dar na, nu mănânci pește, nu mănânci ouă, brânză. Apropo de înviere, părinte, o ultimă întrebare. La început ați aprins această lumânare de aici, din această candilă. Și din câte am înțeles, este lumina de la focul haric. Da, la deci, Ierusalim. Da, aici s-a duce. Să țineți focul haric atâta timp și ce semnifică pentru creștini acest foc? Da, deci Sfânta Lumină vine numai la ortodoxi. Deci toți care, eu se duc și eu de la Ierusalim. Aici s-a duce cu avionul la Tesalonic, aia s-a duce cu mașina până la ora 9 și de aici vine cu o barcă rapidă și o împarte pe la mănăstiri. Noi mergem de obicei la Sfântul Pavel. Când ajunge, acum nu mai așteptăm, începem învierea și când aduce, o preluăm. Știți că mai întârzia, trebuie să întârziem învierea, că na, nu ajunge totdeauna la timp. Noi începem, se duc 2-3 părinți după ea, o aduc și atunci stingem toate lumânările din biserică, toate candele și aprindem cu lumina asta. Și noi aducem de la Chiriaco, aici, stingem toate candele și o păstrăm tot anul. Păstrăm tot anul, când aprinde la candele. S-a stins câteva, dar avem mai multe, avem 4 aici în biserică, mai avem pe la chilii, pe holuri, avem. Și întotdeauna rămân
aprins. Și care rămâne aprins, aprindem celălalt, ca să păstrăm lumina un an de zile. Când vine, iară tot o noim. Așa e, am păstrat noi o tradiție, așa, să păstrăm lumina sfânt un an de zile. Și când vine următor, iar o schimbăm și tot așa. Dacă nu vine, o păstrăm pe asta, știți, adică... Părinte, vă rog mult acum spre încheiere, dați un mesaj creștinilor ortodoxi de acasă, de la din România, dar și de pretutindeni. Da, creștinii ortodoxi trebuie să ne rugăm acum cât mai mult, pentru că vedem în lume, toți se pregătesc de războaie, toți se pregătesc și dacă sunt oameni rugători, deci, într-o cetate, dacă sunt oameni plăcuți Dumnezeu, Dumnezeu nu distruge cetate. O țară, un oraș, dacă avem oameni plăcuți, drepți în fața Dumnezeu, asta contează foarte mult. Copiii se roage, care sunt curați și toată lumea se roage, să facă pocăință, pentru că dacă nu face, nu vezi că Dumnezeu tot prelungește termenul. Dacă are, pentru cine? Dacă sunt rugători. Dacă nu sunt rugători, vine războiul, vine cu tremurul, vine toate din asta, pentru că păcatele cresc, care, vezi că s-aprobă, cum s-au aprobat și aici în Grecia, adică îi forțează să... Și Dumnezeu urăște cel mai mult păcatul ăsta, Sodoma și Gomora. Dumnezeu, Sodoma și Gomora au trimis Dumnezeu foc din cer, două orașe care au fost, așa, pentru că păcatul a ajuns la culme, era un singur drept. Dacă erau 10, nu. În Sodoma și Gomora. Era un singur drept. Și atunci, dacă erau 10, deci Dumnezeu nu distrugea. Dar nu a avut decât unul. Și pentru unul a distrus-o. A trimis foc și ceasă din cer și acum e Marea Moartă. Ca mărturie. Ca să nu uite lumea. Dacă nu era Marea Moartă, Marea Moartă. Nu trăiește nicio veți viitoare. O pedeapsă în Dumnezeu. Acum nu mai trimite Dumnezeu din cer, pentru că sunt bombe atomice, sunt... Adică focul a pregătit omul. Îl pregătește omul ca să distrugă. Păcatul ăsta se pedepsește cu foc. Știți? Da, există, părinte, vreo speranță? Există. Dacă lumea se pocăiește, Dumnezeu prelungește termenul. Dacă lumea merge spre bine, nu vezi că nu se întâmplă. Tot mai durează. Până mor drepții. Când mor drepții și nu are Dumnezeu pentru cine, adică să protejeze cetatea, orașul, țara, lumea, atunci vin toate astea. Când scad drepții, nu vezi că un cuvios cu viață sfântă, cu un cuvios paisia ghiorită, păi el ține un sfântul munte, o țară, o protejează, adică cu rugăciunile lui, știți? Și când pleacă, nu mai sunt... Adică să răresc cei care se roagă și nu numai ei. Trebuie și mirenii să roage, ducă o viață plăcută lui Dumnezeu. Adică să spovedească postul ăsta, să împărtășească care le dă voie duhovnicul. Și atunci Dumnezeu prelungește termenul, mai departează. Nu vine acum. De vine tot o să vină, pentru că sunt prorocire care trebuie să vină, spune un sfârșit. Dar depinde... Depinde de noi. Depinde de noi. Îl apropiem cu păcatele noastre sau îl depărtăm cu viața noastră curată, plăcută lui Dumnezeu. Vezi, cu cât cresc păcatele în lume, cu atât se apropie greutățile. Cu cât se apropă, mai ales în state, adică ca țară ortodoxă să apropie, legalizeze anumite păcate, asta e un păcat foarte mare, că Biserica Grecie a dat anateme pe toți care au probat păcatul Sodomei și Gomorii. Știți? Adică cea mai grea pedeapsă care există a bisericii, știți? Acum unii mustrau conștiința. Eu am făcut-o asta pentru că le aștept datoriile Greciei. Dar nu, știți, nu te uiți la Dumnezeu. Adică pentru bani accept așa că îți ierti datoriile oricum. Datoriile alea oricum se pierdeau. Știi? Adică... Da, părinte. Vă mulțumesc mult, părinte. Da, să vă ajute Maica Domnului. Doamne ajută. Să fieți niște creștini buni. Toți trebuie să dăm un exemplu. Adică în domeniul care suntem, toți să dăm un exemplu bun. Și în monahism, și în mirenie, și toți. Dacă dăm un exemplu, suntem așa în toate domeniile, știți? Atunci... Dumnezeu să ne ajute și să ne apere, să ne acopere, Maica Domnului, toate greutățile care vin. Doamne ajută! Doamne ajută!
Ne îndreptăm acum și spre mănăstirea Simonopetra. Această mănăstire se află în partea de sud-vest a peninsulei și este închinată nașterii Domnului. A fost înființată de cuviosul Simon, care s-a nevoit într-o peșteră puțin mai sus de locul unde se află mănăstirea. Se spune că, într-o noapte, pe când se afla la rugăciune, a văzut o lumină puternică pe muntele din apropiere. Era în noaptea nașterii Domnului. Apoi a văzut doi îngeri cu o frânghie în mână. Unul stătea de o parte de munte, ținând frânghia de un capăt, iar celălalt stătea de partea cealaltă, ținând frânghia de celălalt capăt. Și trecând cu frânghia peste vârful muntelui, l-a tăiat, rămânând un mic platou. Unul din îngeri, privind spre cuviosul Simon, i-a spus: pe acest loc se zidește o mănăstire în cinstea nașterii Domnului. Ascultând de porunca îngerului, cuviosul Simon a început această lucrare. Locul era foarte prăpăstios și foarte greu de lucrat pe el. În exterior, în jurul zidurilor, erau numai prăpăstii. După ce au înălțat o parte din zid, muncitorii au fost cuprinși de frică din cauza înălțimii și se gândeau să plece, lăsând lucrul neterminat. Înainte de plecarea lor, cuviosul Simon a trimis pe ucenicul său Isaia să-i cinstească, dar când s-a apropiat de ei pe schelă, a alunecat și a căzut de la înălțimea aceea în prăpastie. Dar ucenicul nu a pățit nimic, fiind ținut de o mână nevăzută. Chiar tava care o avea în mâini a rămas neatinsă, cu paharele pline. Văzând muncitorii această minune, s-au întărit și, luând curaj, nu au mai abandonat lucrarea, continuând-o până la sfârșit. În Biserica Mare se află o icoană a Maicii Domnului Făcătoare de Minuni, despre care se spune că a venit singură de la mănăstirea Batopedu. Pe lângă alte sfinte moaște se află o bucată de lemn din Sfânta Cruce, o mână a Sfintei Maria Magdalena, care e tot timpul caldă și despre care se spune că este mâna cu care l-a atins pe Mântuitorul Hristos după înviere. În conștiința mănăstirii Simonos Petras, ctitorul ei, domnitorul Mihai Viteazul, este considerat un om sfânt. Urmarea binefacerilor lui Mihai Viteazul săvârșite în Sfântul Munte Athos, numele Marelui Voievod este și astăzi pomenit cu mare cinste în mănăstirile atonite. Imaginați-vă câtă putere duhovnicească trebuie să ai ca să vii aici, aici să stai, aici să te încălzești, aici să dormi, aici să te rogi. Asta a făcut Simon Atonitul. Încheiem periplul nostru pe Sfântul Munte cu câteva cuvinte luate marelui fotbalist Adrian Ilie. Acesta nu a dorit să vorbească pe Athos, căci nu se simte vrednic de a vorbi despre credința pe tărâmul sfânt și binecuvântat. Așa că, pe o plajă micuță, nu departe de Muntele Sfânt, am stat de vorbă și cu acesta despre călătoria lui spirituală.
Este singurul român care a câștigat campionatul Spaniei. Este un fotbalist care a pus România pe hartă. Este un fotbalist de talie mondială. Dar în primul rând este un om. Un om care și-a găsit liniștea în credință. Adi Ilie. Te salut, Adi! Bună ziua! Mulțumesc mult de tot că ești aici alături de noi. De altfel, lumea probabil nu știe, dar ne-am întâlnit pe Atos. Oare cum ai făcut și tu parte din toată echipa noastră la acest documentar pe care îl filmăm, ca lumea să afle mult mai multe lucruri despre Atos, despre credință, despre Dumnezeu, despre credința noastră ortodoxă. Îți mulțumesc mult că ai acceptat și că ți-ai făcut timp să ne răspunzi la câteva întrebări. Cu plăcere și bine ați venit și voi în Muntele Atos. Adi, spune-mi, te rog mult, cum ai ajuns tu la adevărata credință? Eu cred că de mic bunica mă ducea la biserică, mă lua de mână și pe mine și pe fratele meu și cu siguranță s-a prins o scânteie acolo în aduncul meu și a rămas pentru totdeauna cu această credință ortodoxă care avem. Deci a rămas acolo o scânteie de mic, de copil. Adică valorile le-ai primit de acasă? Da, valorile le-am plăcut de la bunica, de la ai mei. Mergeam cam aproape în fiecare weekend în vacanță, mergeam la biserică. Spune-mi, te rog mult, cât de important este pelerinajul pe care ai început să-l faci pe Atos și când ai descoperit această cale de a ajunge acolo? Eu acum ceva timp am ajuns cu prietenul meu Marius în Muntele Atos și de atunci cred că această cânteie care am avut-o de copil s-a luminat în adâncul sufletului meu și am simțit că sufletul se umple de dragoste și de iubire aici în Muntele Atos. Oarecum se reaprinde într-un... S-a reaprins și a reinviat această cânteie, s-a transformat într-o lumină care ne călăuzește tot timpul. Uite, chiar și zilele astea când ai ajuns cu peripeții de altfel, căci și Marius la fel mi-a spus acest lucru, atunci când vii pe Atos, ești pus la niște ispite, deseori ți se întâmplă astfel de lucruri și ție ți s-a întâmplat că ai ajuns cu niște peripeții cu barca și multe alte lucruri, dar de altfel există și minuni care se întâmplă acolo. Ție ți s-au întâmplat acele minuni? Ai simțit ceva acolo? Este foarte greu să vorbesc despre asta, eu cred că fiecare om simte lucrurile. Pentru mine, da, le-am simțit aici în Muntele Atos foarte mult la liturghiile care sunt la 5 dimineața și, cum v-am spus, în fiecare zi sau de fiecare dată când ajung aici, sufletul mi se umple de dragoste, de iubire și de lumină în același timp. E ca și cum mă încarc cu foarte multă energie când ajung aici. De altfel, lumea să știe că tu ai venit doar pentru o singură zi aici, adică te-ai pornit, ai ajuns super târziu, o zi întreagă ai petrecut aici în Atos, ai fost, te-ai rugat și următoarea zi ai plecat. Ceea ce înseamnă că înseamnă mult pentru tine acest lucru. Bineînțeles, acum am ajuns doar pentru o singură zi, pentru că așa au fost lucrurile, dar din punctul meu de vedere stau mai multe zile. Cu cât stau mai mult, cu atât ne apropiem și mă apropii mai mult de credință, înțeleg mai bine lucrurile, cum ar trebui să le înțelegem fiecare dintre noi. Eu cred că cu puțină rugăciune, cu puțină speranță, credință, fiecare om o să-și lumineze din ce în ce mai mult viața și sufletul. Deci este și un lucru foarte important, sunt de acord cu tine. Dar din generația de aur a fotbaliștilor, cei care ați pus și voi cu toții România pe hartă, mai sunt colegi care au ajuns pe Atos, își doresc sau au fost? Din câte știu eu, sunt mai mulți, dar eu am ajuns cu Gică Popescu, cu Gică Hagi, cu copiilor, cu Ianis și cu Nicolas aici în Muntele Atos. Și cu siguranță nici ei nu au fost prima dată, au fost de mai multe ori. Da, ai avut aceeași credință din totdeauna? Uite, spre exemplu, în momentul în care intrai pe teren, ai avut vreodată, nu știu, ai avut un tabiet, ai avut o tradiție de care urmai atunci când intrai, să-ți spui o rugăciune, să te gândești la Dumnezeu? Am avut perioada de copil unde am fost îndrumat de bunici cel mai mult și de părinți spre credință. Dar de fiecare dată când jucam fotbal sau înaintea unui meci important, mă rugam și aveam așa un fel de tabiet să dau timpul înainte să văd cum ar fi meciul de mâine. Cu rugăciune, bineînțeles. Și bineînțeles, o să le spun celor de acasă, dacă și cu permisiunea ta, că ai avut și acele, nu știu, vise, în momentul în care dădeai un gol, visai asta cu o noapte înainte. Da, era ca și cum dau un film înainte și văd un anumit lucru care se va petrece în acea zi. Și crezi că ăsta era harul Domnului?
Este doar harul Domnului. Eu mulțumesc pentru că l-am avut și pentru totdeauna, gen, cu cât înaintez în vârstă, sunt recunoscător pentru tot darul care l-am avut. Deci de copil am fost la biserică, am pierdut puțin ritmul pentru că am jucat foarte mult afară din țară, dar cu siguranță m-am rugat aproape în fiecare zi și mai mult, apropiindu-mă foarte mult de prieteni și de oamenii care sunt în Muntele Atos, dar am început să frecventez și să merg la liturghie sau o dată pe săptămână sau de două ori la biserică. Adi, pe Muntele Atos ai un loc al tău, un loc special unde vii de fiecare dată. Mai povestește-ne și nouă, te rog frumos. Da, bineînțeles, deja de atâta timp pentru mine sunt prieteni ca o familie. Merg la Gemeni, la părintele Epifanie și Dimitrie. Ne-am prietenit foarte bine cu părintele Pimen, cu părintele Kiril, cu duhovnicul meu care este Sava și venim împreună, adică mă simt ca acasă aici și ascult sfaturile lor de fiecare dată. Acum că tot ai menționat acest lucru, aș vrea și eu să menționez și să spun, acum fie că ei se uită sau nu se uită, de altfel călugării nu prea au timp pentru că mereu sunt în rugăciune, dar vreau și eu personal să le mulțumesc din tot sufletul părintului Epifanie și Dimitrie pentru că ne-au primit acolo, ne-au cazat, ne-au dat mâncare, ne-au dat apă, ne-au dat de toate. Nu am avut nevoie de absolut nimic decât să fim acolo, să muncim, să ne facem munca cât mai bine, iar practic restul a fost în grija lor și le mulțumesc pe această cale din tot sufletul meu. Doamne ajută și binecuvântați să fiți. Vă mulțumesc mult. Deci la chilia izvorul tămăduirii, la părintele Epifanie și Dimitrie. Da, acolo la părintele Epifanie și Dimitrie. Unde unul dintre tictorii acei biserici este Gigi Becali. De altfel, și părintele Epifanie ne-a povestit foarte mult despre acest lucru. Te rog eu mult, dacă poți să menționezi și tu și să ne spui, ar fi... Da, din punctul meu de vedere, după domnitorii românești, Gigi Becali este singura persoană care a donat foarte multe lucruri aici la Muntele Atos. Ieri am pus de fapt întrebarea părintele Epifanie, întrebându-l ce s-a întâmplat în momentul în care au fost alunecările de teren și s-a distrus aproape tot acolo. Și mi-a spus că domnul Gigi sau Nea Gigi, cum le place să-i spună, a venit cu foarte mult ajutor, atât bănesc cât și material. Bineînțeles, Gigi Becali este unul dintre fondatorii, din câte știu eu, a chiliilor românești aici în Atos. Și adevărul e că, într-adevăr, au nevoie de ajutor. Pentru că toți acești oameni, căci oameni sunt, ei se roagă pentru toată lumea. De câte știm noi, Gigi Becali, în afară de Atos, a făcut foarte multe lucruri și în România, cu case pentru oameni și mai multe, dar pentru Muntele Atos, da, este unul dintre fondatorii de acum încolo al Muntele Atos. Ales chililor românești, unul cel mai mari titori. Spune-mi, te rog eu, ce înseamnă Paștele pentru tine și cum o să fie în acest an Paștele pentru tine? Cred că o să fie la fel ca de fiecare dată, este tradiția noastră, sărbătorim Paștele cu prietenii, în familie și cu toți cei dragi care sunt alături. Te rog eu mult dacă poți să le dai un mesaj celor de acasă de Paște. Să aveți sărbători fericite, Paște fericit și cu credință și rugăciune o să ne luminăm cu toți. Doamnește!